Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru semnele de aer, mai precis gemeni, balanță și vărsător, ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Vom extrage 5 mesaje pentru fiecare zodie, să vedem ce ar dori să vă transmită persoana dragă în funcție de zodia dumneavoastră. 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia gemeni. De la persoana dragă pentru dumneavoastră. 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia balanță. De la persoana dragă pentru dumneavoastră. 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia vărsător. Și haideți să începem cu nativii din zodia gemeni. Poți să-mi ceri ajutorul. Iată, persoana noastră dragă vă este alături. Oricând aveți nevoie de dânsa, puteți să contați pe dânsa. Sunt cu ochii pe tine. Un pic geloasă și posesivă, persoana dragă. Încerc să mă schimb. Poate încearcă să nu mai fie așa geloasă. Sunt foarte atras de tine. E teamă să nu vă piardă. Te rog să mă asculți. Deci dacă v-a supărat cu ceva, și-ar dori să o ascultați pentru că își dorește împăcarea cu dumneavoastră și încearcă să se schimbe pentru ca dumneavoastră să o acceptați și să fiți din nou împreună cu dânsa. Haideți să vedem și un sfat de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșită iubirii. Pentru dragii mei nativi din zodia gemeni și avem desprinderea de trecut. Grație puterii iubirii te eliberezi de situațiile sau energiile stagnante pentru a-ți transforma spațiul inimii. Foarte frumos, iată. Deci trebuie să vă eliberați de traumele din trecut și să vă gândiți că nu toate relațiile, dacă cumva ați avut relații dezamăgitoare în trecut, nu sunt toate la fel, nu sunt nici toți oamenii la fel. Și până la urmă veți găsi persoana potrivită pentru dumneavoastră, dar trebuie să vă eliberați de energiile negative și să le înlocuiți cu energii pozitive. Haideți să vedem și o dorință, vă rog să vă puneți o dorință, să vedem dacă răspunsul este afirmativ și dacă da, în cât timp se va îndeplini dorința dumneavoastră. Și avem, iată, în 5 zile. Deci în 5 zile este posibil ca o dorință de a dumneavoastră să se îndeplinească. Haideți să trecem la nativii din zodia balanță. Să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru noastră. A sosit momentul să-ți spun adevărul. Nu vreau să se uite nimeni la tine. Iată, o persoană geloasă și posesivă, persoana dragă. Dar se pare că este pregătită să-și deschidă sufletul și inima în fața noastră. Sunt fericit când îți aud vocea. E foarte dor de noastră și abia așteaptă să vă revadă. Te iubesc mai mult decât pe mine însumi, foarte frumos. Și am stricat tot ce a fost între noi. Această persoană știe că a sabotat relația cu dumneavoastră, dar acum îi pare rău și ar vrea să găsească o cale de împăcare cu dumneavoastră, să reia relația cu dumneavoastră. Haideți să vedem și un sfat de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii pentru nativii din zodia balanță. Avem libertatea dumnezeiască. Te eliberezi de restricțiile pe care ți le-ai impus singură sau de limitele pe care ți le-ai imaginat despre tine, deschizându-te față de energia sublimă, subtilă a iubirii. Foarte frumos! Deci, iată, gândiți-vă că aveți puteri nelimitate și trebuie să vă deschideți inima în fața iubirii, să înlocuiți energiile negative cu energii pozitive, să lăsați deoparte anxietatea și să gândiți
pozitiv și optimist, pentru că până la urmă totul se va realiza în favoarea dumneavoastră. Haideți să vedem, vă rog să vă puneți o dorință și dacă răspunsul va fi afirmativ, să vedem în cât timp se va îndeplini dorința dumneavoastră. Incert. Da, deci trebuie să mai discutați cu persoana dragă dacă dorința era legată de aceasta, să clarificați mai întâi lucrurile și apoi să vedeți cam ce se poate face pentru ca relația să funcționeze totuși. Deci răspunsul la dorința noastră este incert, nu se știe exact, probabil că depinde de mai mulți factori. Și în funcție de aceștia, dorința se va îndeplini sau nu. Haideți să trecem la nativii din zodia vărsător. Să vedem. Primul mesaj de la persoana noastră dragă, mă mut mai aproape de tine. Iată, dacă distanța vă despărțea și era un obstacol în calea fericirii dumneavoastră cu această persoană, persoana dragă este hotărâtă să se mute mai aproape de dumneavoastră. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. Poate v-a dezamăgit în trecut și noastră nu mai aveți încredere. Aș vrea să te cer de nevastă, dar meriți un inel mai mare, foarte frumos. Poate chiar și-ar dori în curând să vă mutați împreună, mai ales că și-a aranjat să se mute mai aproape de dumneavoastră. Gândim și simțim la fel. Sunt gata să-mi deschid sufletul. Foarte frumoase mesaje. Totul depinde de dumneavoastră să aveți răbdare cu această persoană, să o ascultați. Pentru că se pare că este pregătită să-și declare iubirea față de dumneavoastră. Haideți să vedem și un sfat pentru nativii din zodia vărsător, de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii. Și avem viziunea dumnezeiască. Orice s-ar petrece, ai viziunea de ansamblu a unui univers iubitor și drept. Foarte frumos! Deci orice s-ar petrece, dumneavoastră se pare că aveți o intuiție foarte bună și o gândire foarte clară, o imagine corectă asupra situației și se pare că veți lua până la urmă cea mai bună decizie în ceea ce privește relația cu persoana dragă. Vă rog să vă puneți și o dorință să vedem dacă avem un răspuns afirmativ la aceasta și în cât timp se va îndeplini dorința noastră, dacă răspunsul este afirmativ. Și avem 6 săptămâni. Iată, deci se pare că în 6 săptămâni o dorință de a noastră este posibil să se îndeplinească. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept în comentarii părerile dumneavoastră despre acest gen de videoclip și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!